Ok, bine ați venit la tutorialul de construire a unui Tank. tank. Revenim. Ok. Apa. Așa, am revenit. Ok, deci astăzi m-am gândit alături de prietenul meu să vă arătăm și vouă cum să facem un tank. Adică ce se poate întâmpla. Dacă da, în afară decât să dai foc, pentru că e un tank care merge, care da. Trage. Uitați-l, testăm. Da. Era să-mi ok, fire, cerurile astea se duc aiurea, dar tot trage. Nu contează, trage, puteți să vă omorâți prietenii. Da. Cum am făcut eu cu Mister. Ok. Păi, bine. Hai să-i dăm drumul. Ok. 3. Unde e? În tine. Okay. Ok, pentru început va trebui grey wool, cină, green wool și buton. Ok, asta e ca să faceți șeninele, deci o să-l fac mai aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 așa, și după aia asta. După aia sus faceți așa, 1, 2, 3, 4 sus. După aia acoperiți cu șine ca să dea impresia de șenină. Iar apoi puneți butoane, scuze, doar pe design, nu știu, mi se pare că arată mai bine. Ok, după aia, lăsați spațiu de 1, 2, 3 blocuri. Sau cât vreți. Și, da, mă rog. Și îl faceți din nou de 6 și 4 sus, șenilele și așa, butoane. Ok, acum am făcut șenilele, urmează corpul. Ne trebuie cobblestone stairs și cobblestone. Facem aici așa, scări cu sus în jos sau nu știu cum să le spun, așa. Păi așa și sus scări normale. Păi în partea asta. Ce? Ce? Ok, gata. Aici faceți la fel ca în partea aia. Și pe jos puneți cobblestone. Aici spargeți, o să vedeți de ce. Și după aia acoperiți așa. Și apoi să îl facem să arate ca un tank deasupra. Eu am greșit aici. Așa. Scări, acoperiți până aici. După aia așa. O, Doamne! Urăsc să lucrez cu scări, dar asta e. Mergem așa. Și aici punem așa. Ok, se pare că am făcut corpul. Apoi, să-l facem să tragă. Asta dacă vreți. Ai uitat ceva. Ce? Ai uitat să faci... Din... Ai uitat să faci știu tu. Știu eu ce fac. Ok, deci cobblestone wall ne trebuie. Tu nu puteți să-l faceți cam cât un de lung vreți. Ok, după aia vă trebuie o găleată cu apă. O secundă să-mi golesc inventarul. Hăluu, așa, o găleată cu apă. Un dispenser. Gata, ți-am dat eu. Da, mersi mult că aveam mai time folositoare. Sign, deci vă trebuie apă, dispenser, sign și charge ball-uri, să vă luați câteva stack-uri. Așa, deci eu îmi iau acum două stack-uri, să fie. Ok. Puneți dispenserul așa, apă, ca să nu ia foc în interior tankului. O, da, așa. Ai uitat de semn. Sign-ul. Așa. Se pune acolo și înăuntru băgați fire charge-urile și se pare că l-am făcut să tragă. Adică după ce adăugăm butonul, așa. Deci așa arată până acum. Aici jos. Așa și punem butonul chiar aici. După aia așa și acolo vine scara. Gata. Acum arată... O, Doamne, ce s-a întâmplat aici. Ok.
Tony, poți face o demonstrație că poate să tragă? Da. S-a dus. Trage absolut. Perfect. Ok, deci nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, comment. Și dacă vreți să susținem seria, o să mai facem tutoriale în care o să vă arătăm și cum să faceți acest elicopter, barca asta care nu e așa de impresionantă, dar trage. Vă spunem un secret. Barca și elicopterele trag. Cum? Cu ajutorul redstone-ului, evident. Lasă-mă pe mine. Ok. Faci tu onorurile? Da. Deci uitați cum trage ca o turetă. Și barca la fel, uitați. De data asta fac eu onorul. Ar fi tare să apese pe buton, o săgeată. Gata. Și să tragă. Ok, eu zic să oprim. Da, se consumă săgețile. Ok, știm, să facem mai multe chestii militare. Și dacă susțineți seria, v-am zis deja, comment, subscribe, like și cam atât pentru astăzi. Ciao! Ciao!